Este vestea momentului pentru milioane de pensionari. Anunțul a fost făcut chiar de către un important reprezentant al guvernului Ciolacu. Acesta a dezvăluit când va da guvernul PSD-PNL mai mulți bani pentru pensionari. Este vestea momentului pentru milioane de pensionari. Anunțul a fost făcut de un important reprezentant al guvernului Ciolacu. Acesta a dezvăluit când va da guvernul PSD-PNL mai mulți bani pentru pensionari. Noile reglementări legislative vor putea aduce o serie de schimbări radicale pentru milioane de români. Ministrul Marius Budăi a precizat că primul pas reprezintă rezolvarea inechităților din sistem și implementarea unui sistem de majorare a pensiilor. De la 1 ianuarie 2024, pensiile vor crește în România, a garantat Marius Budăi. Până la 1 septembrie, noi vom avea o formulă de lege pe care o vom aproba în guvern și o vom trimite în dezbatere în Parlament. Avem 3 grupuri de lucru în minister. Lucrăm pe legea salarizării, legea pensiilor, implementarea directivei privind salariul minim. De asemenea, lucrăm pe digitalizare și cu alte grupuri pe implementarea reformei venitului minim pe incluziune. Referitor la sistemul de pensii, primul pas reprezintă rezolvarea inechităților din sistem și implementarea unui sistem de majorare a pensiilor. Cu siguranță, la începutul anului 2024 vom avea o majorare, dar până atunci, dacă vor apărea alte evoluții, cu siguranță vom informa public, a promis ministrul PSD al Muncii. Nu va fi amânată recalcularea pensiilor. Lucrăm la eficientizarea datelor din sistemul de pensii. Când vom avea legea trecută în Parlament și publicată în Monitorul Oficial, vom avea recalcularea. Cei care au fost dezavantajați pentru că au ieșit mai devreme la pensie, dar au cotizat, se va face această echitate și cu siguranță vor câștiga la pensii, a mai transmis ministrul Marius Budăi. Relatează bugetul.ro.